Bună ziua tuturor, sunt Arotela. Încep sezonul leilor cu o etalare nouă, inspirată din spiritul animalelor. Înainte de toate vă urez la mulți ani, un an bun, cu multe realizări, cu multă sănătate, cu bucurii, cu recunoașterea talentelor voastre și să vedem cum reușim cu aceste cărți și cu următoarele etalări să ne conectăm, să mă conectez la energia unora dintre voi și să vă transmit, eu știu, unele mesaje pe care poate aveți nevoie să le auziți. Am amestecat cărțile. În timp ce am amestecat cărțile, am văzut balena. Ceea ce îmi spune că pentru unii dintre voi cu soare, lună, Venus ascendent în leu, începeți să primiți niște semnale foarte subtile și totuși puternice din depărtare. Din lumea asta, din altă lume, este că semnale pe care le primiți, nu le primiți, nu le primiți oricum. După ce am văzut balena, am mai văzut fluturele. Bănuiesc că pentru unii dintre voi aceste semnale, de orice natură ar fi, cât de ciudate și cât de subtile ar fi, au puterea să vă transforme. Fluturile reprezintă transformare, reprezintă faza de după, da? Finalul transformării. Pentru că înainte este ce? Este viermele. Deci, bănuiesc că pentru unii dintre voi deja a început o schimbare profundă și aproape imperceptibilă, de-aia am avut și balena. Văd iar că apare cerbul. Și bănuiesc că sunteți voi. Deși vreau să mai iau încă o carte. Leu, soare, lună, Venus, ascendent în leu. August 2019. Ce spirit animă și ce energie au de preluat sau cu care lucrează cei cu soare, lună, Venus, ascendent în leu în august 2019. Dacă nu vrea să mai vină nimic, cred că rămânem. Încercăm o dată. Ok. Oh, ce frumos! M-am oprit aici și avem suficiente informații. Rămâne să vorbim despre cerb. Despre cerb. Care, da, este simbolul, reprezintă simbolul pământului. Dar după cum vedeți, are coarnele înconjurată de foc. Există un soare, soare negru, dar e un soare. Există o putere în voi care vă ajută să vă transformați. Însă, acest cerb, văzându-l după celelalte două cărți, Balena și Fluturele, îmi face să mă gândesc că există o transformare la nivel egotic, pentru că în anumite situații cerbul reprezintă egoul, da? Este un animal încornorat. Există și un soare, dar un soare negru. Cum am spus, unii dintre voi primiți niște semnale foarte subtile și puternice dintr-o altă lume și asta îmi confirmă faptul că aveți la capătul acestui set de cărți unicornul care are ca simbol ce? Spiritul. Pentru cei care v-ați luptat sau ați încercat măcar conștient să luptați cu egoul vostru, egoul înseamnă foarte multe, chiar dacă lei nu arată și ei au fricile lor. Poate să fie o supradoză de încredere, poate să fie o doză mai mică de, eu știu, precauție. Sunt chestiuni care țin de felul în care cum vă conștientizați voi personalitatea și nu doar cum o conștientizați, cum o lansați în
în public și în fața celorlalți. Aveți într-adevăr multe responsabilități pentru că cerbul este un lider născut, un lider puternic, bărbat sau femeie, nu contează. Însă aceste prea multe responsabilități, pentru că este un simbol de pământ, da, vă ajută să vă concentrați pe natura voastră fizică și pe datoririle voastre, dar cred că la un moment dat, pentru că nu degeaba am văzut balena și fluturele, la un moment dat, probabil unii dintre voi v-ați îndepărtat prea mult de esența voastră. Am zis că sunt animale care ne inspiră, ne putem inspira periodic din energia ființelor care ne înconjoară. Însă, probabil, unii dintre voi v-ați îndepărtat de esența divină. Eventual, de prea multe responsabilități și de prea multă împământenire, n-ați mai... nu v-ați mai ascultat intuiția. Și la capătul setului acesta de cărți avem unicornul. Aveți unicornul. Nu întâmplător. Tocmai să vă arate în ce trebuie să vă transformați, că doar văzusem fluturele. Și am spus, fluturele înseamnă transformare. Simbolul alchimic al eterului, da? Pământ, eter. Pământ, spirit. Ce diferență, da? Ego și conștiința la sinele vostru superior. Amândouă au ceva în frunte, însă fiecare are misiuni diferite. Foarte posibil în luna august, pentru că etalarea e pentru august, ori întâlniți pe cineva în semn de apă, pentru că a fost balena și pentru că în spatele unicornului aveți, ce aveți? Aveți și lebăda, iar simbolul apei. O persoană foarte artistică sau dacă nu e o persoană, e un proiect, e o situație. E un fel de a aborda viața, artistic, intuitiv. Și prin scriere putem să ne dezvoltăm latura artistică. Ei, și prin această persoană, prin contactul cu această persoană, poate să fie prietenie, poate să fie amiciție, poate să fie cineva la locul de muncă, poate să fie cineva drag din preajma voastră, familie sau iubit, iubită. Dar persoana aceasta este, are o forță spirituală foarte mare și o putere de transformare asupra celor din jur. Posibil să vă ajute să vă transformați în acest unicorn, pentru că ei, într-un fel sau altul, sunt deja conectați la această energie. Și ce este unicornul? Este acel animal de care toată lumea știe, dar pe care foarte puțin zic că l-au văzut. Mulți sunt sceptici că ar putea să existe. Însă, unicornul reprezintă reprezintă capacitatea noastră de a ne conecta la divinitate și de a prelua mesajele care ne sunt adresate pentru a manifesta ce? Un ideal, cea mai bună versiune a noastră și cea mai bună versiune a vieții noastre. Am spus că cerbul este foarte responsabil, este un lider născut. Poate să reprezinte semnul Capricornului, evident, dar nu e obligatoriu, simt că aici sunteți voi. Chemați să vă transformați, aveți un foc interior, dar în acest moment încă este oarecum exprimat focul ctonic, nu cel divin, cel pământean, nu cel spiritual, în viața unora dintre voi, evident. Și din acest motiv, sunteți chemați să preluați, să comunicați cu acea persoană, cu acel proiect, cu acea idee care va apare într-un fel. Am spus, balena este cel mai mare mamifer care trăiește în ape, da?
Este o forță imensă. Dacă ați ascultat vreodată, sper la următoarele etalări să vă aduc și niște cărțulii care prezintă sunetele anumitor animale. Dacă ați ascultat vreodată ce sunete transmite balena, de o anumită frecvență, pentru așa ceva, pentru a înțelege mesajele transmite de balenă, da, de un spirit al unei alte lumi, nu e o lume pământeană, e o lume acvatică și totuși spirituală. Sunt niște mesaje pentru care trebuie să faceți liniște și ca să le auziți, ca să înlocuiți coarnele cerbului cu cornul unicornului, trebuie să le dați jos, da? Să dați ego-ul jos, ce înseamnă frici, mândrie, griji, grijile țin de ego, da? Responsabilități, senzația că probabil a unora dintre cei născuți în semnul leului că fără voi nu se poate. Evident că la nivel universal toți avem un scop și suntem unici și avem o valoare specială. Dar să nu uităm că poate la un moment dat suntem chemați să ne schimbăm direcția. Și cred că unii dintre voi sunteți chemați să vă schimbați măcar atitudinea, dacă nu chiar cariera sau direcția, sau felul în care vă raportați la cei din jur. Interesant este că prin intuiție, prin vise și poate printr-o comunicare emoțională cu acest personaj, da, balena sau lebăda, amândouă semne de apă. Comunicare nocturnă. Reușiți să vă înțelegeți personajul diurn. Reușiți să vă transformați. După cum vedeți aici, cerbul este mai închis la culoare, unicornul este deschis. Am spus, poate pe timp de noapte, poate printr-o comunicare nocturnă, poate prin vise, prin discuții pe timp de noapte cu cineva, sau cărți citite, sau muzică ascultată, orice, sau pur și simplu meditații, reușiți să vă descoperiți acest unicorn. Este unul din animale preferate ale mele. Evident, îmi plac caii, am și inel, da, în formă de cal, și unicornul e varianta superioară a calului. Nu este mental, se ridică deasupra mentalului, supraconștientul. Nu e conștient, este supraconștient. Și ca să faceți această schimbare de coarne, această schimbare de paradigmă, cum se zice acum, trebuie să vă dați jos aceste responsabilități. Pentru că sunt necesare în această lume, dar ne pregătim pentru o nouă lume. Să nu uităm, și am încercat așa, printre picături să vă transmit, să nu uităm că toți ne pregătim pentru lumea cea nouă. Cam aceasta ar fi etalarea pentru cei născuți în semnul leului sau cu soare, lună, Venus, ascendent în leu pentru august 2019. Va urma și etalarea clasică în curând. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, numai bine!